Bun găsit tuturor! Eu sunt Florin și de data aceasta despre eliminarea din gala de azi. După toată tevătura de săptămâna aceasta, că pleacă Basorin, ba Bianca, ba Ionuț, unii anunțau chiar că vine apocalipsa, punând că -ți vor fi eliminări pe bandă rulantă. Iată că avem răspunsul și la întrebarea cine este eliminat în gala de azi. Se pare că azi avem o gală fără eliminare, așa că săptămâna viitoare concurenții vor fi în aceeași formulă. Era previzibil această gală fără eliminare, doar ce concurenții noi erau protejați, Bianca, aveți doamne, dorește să plece, iar staful nu-și dorea ca ea să plece, așa cum nici ea nu vrea acest lucru. Și asta a devenit și mai clar ieri, când dacă am făcut cerere de angajare. Mi s-a părut extrem de ciudat această dorință a ei de a lucra în televiziune, pentru că, atenție, nu-și dorește să lucreze ca prezentator al vreunei emisiuni, ci își dorește să lucreze în spatele camerelor. Dacă vroia în fața camerelor, mai înțelegeam. Dar cum să fac o trecere în spate, unde bănuiesc că salariile nu sunt așa mari, iar ea să piardă veniturile destul de consistente, pe care se lăuda că le are în urma activității ei dinainte de emisiune. Așadar, cum să plece ea când își dorește să continue la postul TV? Mi se pare extrem de ciudat cum foarte mulți vor ca după emisiune să se mute în București. De parcă ar fi semnalul că și-ar dori și ei să prezinte o emisiune după terminarea sezonului sau, de ce nu, să revină în sezonul următor. Referitor la eliminări, probabil că următorul va fi Bogdan. Probabil că nici nu va reuși să se adapteze, dar deja semnalul a fost dat de către unii din casă, el fiind luat deja la întrebări pentru tăcerea lui, deși nici măcar o săptămână nu are de când a intrat în casă. Cam repede l-au luat pe acesta la întrebări și de obicei se întâmplă asta când se pregătește debarcarea lui din emisiune. Cam atât deocamdată, până data viitoare, toate cele bune vă doresc!